Salutare, salutare, bine ați venit la un nou videoclip. Ce vreau să vă arăt acum în videoclipul acesta, că aici avem o motocoasă. Ia uitați-vă cât de mare este și aici avem protecția. Avem caschetă, se vede foarte bine și avem căști pentru a nu se auzi zgomotul prea tare. O să vă arăt și cum pornește și aici avem discul, avem mai multe proceduri ca să le punem pe poziție. Discul deja e tocit, am altul nou, o să vi-l pun pe poziție și o să vi-l arăt. Deci am tuns această grădină frumoasă, mai am acolo în partea cealaltă, tundem iarda, tundem iarda, tundem iarda, tundem iarba. Și după cum vedeți, o să vă arăt cum pornește, are aici un buton care înseamnă OK-ul și bineînțelesul de marou. Ia uitați, a pornit la cheie, da? Și bineînțeles, acolo discul, ia uitați. Ați văzut? Ia uitați cum se vede motorul. Ați văzut? Ați văzut cum a pornit la cheie. Problema că aici trebuie legat foarte bine acest, trebuie strâns bine șurubul de bază. Uitați-vă la disc, avem altul nou. Ăsta deja e tocit, dar o să mai dau un pic cu el. Deci, experiență prea multă nu este, trebuie să fiu foarte atent. Și bineînțeles, echipamentul de protecție constă. Ia uitați ce echipament am aici, echipament standard 2024, deci protecție 100%, ia uitați, plasticul și bineînțeles genunchiere. Și cam așa v-am prezentat această motocoasă, o motocoasă bună. Aici avem scule, le avem pe toate pe poziție și bineînțeles pornește la cheie, deci motocoasă standard 2024. Haideți să vă arăt și alte facilități. La revedere!